Bună ziua, stimați colegi, și bine v-am regăsit la un nou tutorial. Sunt profesor Mihai Mihăescu și în minutele următoare vă propun să descoperim un instrument de selectare random a elevilor. Este vorba de instrumentul Wheel of Names. El poate fi accesat de pe site-ul wheelofnames.com și permite utilizarea în cadrul activităților de învățare a unui instrument prin care să alegem într-un mod aleatoriu elevii care să răspundă la o întrebare sau să răspundă la o sarcină de lucru. După cum observați, puteți adăuga foarte multe nume în fereastra din dreapta, iar apoi, prin rotirea numelor, poate fi ales numele elevului care va răspunde la întrebare. Poate fi eliminat apoi fiecare dintre cei care au răspuns deja, iar din butonul de share-uire, de distribuire, puteți alege să dați un titlu roții, puteți copia linkul și apoi trimite pe un canal de comunicare și puteți salva rotirea sub o anumită denumire. Noi am salvat denumirea jocul nostru. Puteți mări ecranul și, bineînțeles, îl puteți personaliza prin alegerea unui sunet de bifare, a volumului, a duratei rotirii și respectiv a unui număr maxim de nume pe roată. După rotire puteți selecta de asemenea câteva proprietăți. Vă doresc succes și sper să vă fie util acest instrument în activitatea didactică. La revedere!